Bună ziua, domnilor, bună ziua, domnilor! În generic, după cum ați văzut, sunt tot felul de galaxii, de mașinării, de gadgeturi care se mișcă. Asta îi plac colegului meu, Cristian Român. Noi însă astăzi vom vorbi despre altceva și anume vom intra în lumea vie. Lumea vie, cea care ne face bine, cea în care trăim și ne face bine. L-am invitat pe cunoscutul chimist Ștefan Manea. Dacă ați auzit de Hofigal, dânsul, nu numai că reprezintă, dar l-a inventat. Și a intrat la vreme după planta Vorel în misterele plantelor și iată-ne acum cu o mulțime de produse aici de față. Vorbeam când înainte de emisie de PENA, un program european probabil de sănătate. Este un program nou făcut, program internațional al Pentrecon Mapamondu, cuprind de comunitatea europeană, toată America și foarte multe organizații din țările asiatice și africane. Sunt înscrise până în față peste 76 de țări. Și a avut loc acum de curând o consfătuire la Istanbul, acum două săptămâni, sunt nici două săptămâni, și unde s-au venit cu niște lucruri cu totul și cu totul deosebite ca cercetare pentru faptul că, de unde noi știam și spuneam înainte, nu mai vorbesc de, că nu numai comunismul, dar toată lumea credea că o să stăpânim natura, că o să fim ștari, da, să facem... Și o să facem chimic la aparate, toate cele. Așa. Asta chimiștii da. Noi credeam treaba asta, că putem reproduce tot. Am reprodus, de fapt, foarte multe produse, am reprodus substanțe chimice, am reprodus medicamente naturale, dar care acum se dovedesc că sunt total toxice pentru organism sau au o activitate, de exemplu, cum e silimarina față de silimarina naturală față de silimarina de sinteză. Silimarina de sinteză are o activitate de 4% față de silimarina naturală. De ce? Ce se întâmplă? Se întâmplă următorul lucru. Lucruri pe care noi nu le cunoșteam la vremea respectivă. Făceam un produs de 99,9%. Ne-am tăi, ce puritate teribilă! Și în momentul aveam un 0,01%. Și acest 0,01% consideram noi că e nimic, neimportant. Nici nu concepeam la vremea respectivă ce e aia homeopatie, produse homeopatice, cantități imense, infinit de mici, să aibă vreo acțiune asupra organismului uman. E când știința acum dovedește următoarea treabă, că foarte multă lume nu știe. Nu știți dacă acum vreo 3 sau 4 ani de zile în România venise o organizație care era împotriva medicilor care practicau homeopatia, că sunt excroci, că nu le dă omul. Sunt fel de și jurnaliști de știință care exact. Zic nu. Ei bine, eu la o astfel de întâlnire pe care am fost la sala palatului, i-am spus celui care conducea din Germania următorul lucru. Va înțepa vreodată vreo albină? Și el spune, dar ce legătură are treaba asta cu? Păi, dacă vă înțepa, ce da. Ei, dacă vă înțepa în gură, probabil că erați și mort, făceați o anafilie și erați terminat. Păi și ce legătură are cu ce vorbim noi? Știți cât a venit are albina? Și el se uită la mine, și nu, dar nu dau seama ce vrei. Ei, acul albinii are 1,1 mm, deci 1,1 mm, grosimea acului este de 0,1 mm, deci a 10-a parte dintr-un milimetru, umplerea acului cu venin este a treia parte. Și cantitatea respectivă este 0,17 micrograme, 0,17 micrograme mulțit cu 10 la puterea minus 17, cantitatea de substanță care ți-o injectează în tine. E bine, cum albina face acest lucru cu această cantitate foarte mică care poate să te omoare, face același lucru cu anumite substanțe care sunt, că din lăptișorul de matcă și în altele, care îți face bine. Deci unele din produse au activitate exact invers, pentru creier, pentru inimă, pentru celelalte organe. Pot să intervin da. Și eu? Da, vă rog. Eu știu că cantitatea de venin dintr-un act de albine este 0,1 mg. Oricum este o cantitate decelabilă. Chiar veninul de albină se poate analiza. În produsele homeopatice, cantitatea de substanță activă este nulă. Nu.
Vedeți, este cantitatea, în momentul când vorbesc de 0,7... O putem identifica spectroscopic, principiu activ, dintr-un produs homeopatic, fără discuție, dincolo de rezoluția 12. Fără discuție că da. Fără să fie niciun atom de principiu activ. Să nu uităm că... Nu, asta e homeopatia. Homeopatia începe de la 1DH, care este mult mai mult decât ați spus dumneavoastră. Deci vorbim de homeopatie, care începe de la 1DH, care este o concentrație foarte mică, dar este decelabilă, este măsurabilă, este vizibilă la microscop, se cunoaște, se poate decela acum cu cromatografia avansată, gas cromatografia, până în urme. Știți produsul acela antigripal? E o firmă care îl produce, da, care are o diluție de 10 la puterea 400. Oscilococcinum ăla? Nu dau niciun nume. Nu. Acolo nu există niciun atom. E un produs homeopatic vândut de o firmă homeopatică. Haideți să nu îi amestecăm. Hahnemann mergea de la diluții 30. De acord. Dincolo de a mai găsi o moleculă în produsul final. De acord total cu dumneavoastră. Dar să nu facem confuzie între excroci și știință. Nu, eu v-am spus Hahnemann, v-am dat o firmă mare care vinde produse homeopate. Eu vă dau... Prin homeopatie se înțelege diluție infinitezimală, da, iar diluțiile în produsele homeopatice care le găsești la farmacii, da, începe de la 12. La diluția e centezimală, 12. Acolo am o șansă de 0,6, deci 60% să mai găsiți o singură moleculă. Ce comparați dumneavoastră? Albina, vinul de albină, care e o cantitate decelabilă, identificabilă prin analize fizice sau chimice, nu este valabil pentru produsele homeopatice. În cantitatea în care se folosește, este produs homeopat. Deci vă rog să rețineți cantitatea respectivă din cu care te-a înțepat, este nivel homeopat. Iar o pot analiza chimic. Iar vă rog să rețineți că în veninul de albină sunt nici mai mult, mai puțin decât peste 80 de componente. Mă rog, nu vreau să intru, dar veninul de albină chiar are un nume. Deci el, ca atare, o proteină identificată, are și un nume. Nu, e un amestec de substanțe. De exemplu, aș vrea să trecem mai departe. Spunând... Pentru că ele acționează pe principiu. Și nu v-am adus, v-am adus o carte pe care o să vă și las, ca să o și vedeți, Micromiracole, și anume să descoperim puterea vindecătoare a enzimelor. Și veți vedea că acea moleculă de care dumneavoastră vorbiți, una singură sau două sau trei, pot inhiba o enzimă care poate să distrugă un organ întreg. Al organismului uman. N-am judecat. La nivelul micro, eu cred că trebuie să întâmple asta. Trebuie să vă spun, colegul meu este pornit împotriva homeopatiei. Eu am nevoie de dovezi. Da. Oricând am o dovadă clară pentru homeopatie, nu considera o dovadă ce spun acum. De câte ori simt că mă apucă, când vine o gripă, iau oscilococcinum. Îmi trece de fiecare dată. Deci mă ajută. Sigur că mă autoconvin, bineînțeles. Atunci aduce pe o tânără bătrânică de la țară, pe care o vindecă o icoană vindecătoare. O icoană făcătoare de mine. Aici e mai greu, aici pentru că e cu totul altceva. E cu totul altceva. Substanțele homeopate, ele sunt în cantități foarte mici, sunt într-adevăr. Vreau să vă spun numai atâta. Să părăsim veninul de albine. Există plante. De exemplu, vorbeam înainte de armurarium sau vorbim despre silimarină. Silimarina, de exemplu, este o substanță pe care o depistăm, o facem și știm cantitățile respective. Puteți să o dați și homeopat și neohomeopat, că ea nu acționează. Până silimarina nu este împreună cu silidina și silidamina, alte două componente, în componență, dar în ce compoziție? De 0,01%. Și compoziție de 0,001%. Corect. Și acționează împreună și dau. Nu pot să spun că aceste trei substanțe care sunt în cantități toate homeopate, dar cel nu puțin celelalte. Sunt homeopate, de moment ce sunt sesizabile fizic. Sunt măsurabile, altfel n-ați ști de ele. Vreți să spuneți că vegazul, care este o substanță toxică extraordinară, e neuroparalitică, 2 grame ajunge să omoare întreaga planetă. Aceea nu este o substanță homeopată. Deci ea poate fi detectată prin mijloace chimice. Domn profesor, dacă va lua o pilulă de oxilo, cum eu zice, și o va trimite să o analizeze împreună cu alte pilule care arată la fel, nimeni nu se poate afirma că asta este oxilococcinum, pentru că nu poate fi detectată.
detectat principiul activ. Dar nu poate, aici este marea diferență. Dar principiul activ nu poate fi detectat în foarte multe din plantele care noi le avem. De exemplu, principiul activ, îmi pare rău că n-am adus cartea încoace ca să vedeți principiul activ, de exemplu, că o aveam, care puteți să vedeți un produs pe care la noi se găsește pe toate drumurile. Rădăcina de urzică. Are 380 de componente. 380 de componente depistate ca atare. Nu știm niciodată care dintre ele acționează. E cu totul altceva. De ce e cu totul altceva? Nu, e cu totul altceva. De încă, ce? Încă, subliniez încă, n-am identificat principiul activ. Dar nici nu pot, pentru că această idee este extraordinar de dăunătoare, idei naturale, care s-a discutat și acolo. Și pentru asta că, vreau să vorbesc. Așa, pentru, despre asta, pentru că vreau să, e foarte dăunătoare, pentru că în momentul când mie îmi cer, distrugi tot ce e natural, când îmi cer să determin care e principiul activ. Aici nu există vorba de principiu. Aici e vorba de sinergism. Și principiul activ din plante este sinergismul acestor substanțe care nici nu le știu care sunt și câte sunt. Mai ales nu cred la plante m-am referit. Mai ales referit la că nu știu pe homeopatia în sine. Cum se susțin aceste principii unele pe altele. Exact. Care e sinergia lor? Exact. Hai să ne uităm aici. Hofigal, natură și sănătate, verde și soare într-un ocean de culoare. E frumos titlul ăsta. Și revista arată bine. Înțeleg că nicio problemă cu produsele pe care le aveți, lumea le cumpără, mai ales că sunt foarte ieftine. Nu numai că le cumpără, dar vreau să vă spun că luați o falsă modestie cum vreți, dar am luat la unele dintre ele premii internaționale, premii care, cum să vă spun, medalii de aur și consensul națiunilor ca cele mai bune cercetări ale anului și așa mai departe. Aș vrea, legat de treaba asta, să îi spun următoarea treabă, că noi am mers până acolo, de exemplu, la albine, care discutăm, tot am zis, de veniu de albine, să facă și produse care ne convin nouă. Și le-am determinat de la o întrebare simplă. Da, cum? O întrebare simplă, mă întreabă fata, primisem un material de la Ruș, traducere și așa mai departe, și scrie acolo și vorbe, erau plante puternic homeopate, puternic melifere, nemelifere și plante toxice. Și fata m-a întrebat, dar ce, de ce sunt unele așa, de ce sunt așa? Pentru că au conțin substanțe, dar ce conțin? Zic, păi conțin substanțe care nu le plac albinelor și substanțe care le plac foarte mult și substanțe care le fac rău albinelor. Și, dar care sunt alea? N-am știut să mai răspund. Și după o cercetare cu 5 oameni de aproape o jumătate de an, am găsit că care sunt componentele, cât vreo 40 de plante luate puternic meliferice, mediu meliferic, slab și nemelifere. Și am găsit substanțele și care sunt, care albina le place. Am făcut un concentrat, un extract din el și le-am jucat cu stupii puțin tel. Le-am băgat și au intrat albinele și în balegă de vacă la concentrație de 0-1% când am băgat aceste concentrații. Și atunci mi-a venit o idee. Eu am lucrat în tinerețe, în ICGF, căutam acidul cinarii și cinarina, care se găsește foarte mult în anghinară. Dar nu reușeam niciodată să o concentrez, să o fac ca să fie și plăcută, ca anghinara fiind amară, ca dracu, nu putea nimeni o lua. Și am făcut următoarea chestiune. Am făcut un zahăr din trestie de zahăr, nu zahărul brut, în care am băgat concentratul respectiv și am făcut o neagră și am băgat 2% din componentele respective din mai multe plante. Albinele mele le-am făcut în față un alimentator, nu se mai duceau, deși era stupul pus în mijlocul plantelor, nu se ducea una dincolo, veneau toate la rând, aici să intre și făceau, atunci am văzut și ordinea în stup, cum se face și așa mai departe, și am făcut un produs, concentrație, care am reușit să obținem din produsul activ cu aproape 6%, 6,2%, 6,1% clorogenic și acid cofeic, amândoi protectori hepatici, produs care l-am testat la Grigore Alexandrescu, care e produs pe piață pentru copii, făcut de către albine din anghinar, care altfel nu s-atinge de ani și s-o omori. Pentru că ea a reușit să facă. Această invenție a primit premiul anului acum 5 ani de zile. Produsul este în piață și este cerut de afară și sunt firme care mi-l cer să-l dau integral, toată cantitatea. Nu vă întreb cum vă vin ideile astea. Da. Oricum am fost la Hofigal, am văzut și laboratoarele. Trebuie să vă spun că e uluitor că în mijlocul orașului sunt echipamente de înaltă
tehnologie? Da, avem. Cine vi le proiectează? Nu, avem de regulă proiectarea tehnologiilor, ni le proiectăm noi, că avem... Da, dar aparatura aia... Aparatura se aduce din import la cel mai înalt nivel. De exemplu, acum putem, că avem niște cercetări cu totul deosebite, de exemplu, absorpția atomică pentru fiecare în parte. Pentru că e o strânsă legătură în față de ce spunea dumneavoastră, de următoarea chestiune. Noi am mers până acolo, până și anumite substanțe din plante sunt modificate în funcție de compoziția solului. Nu la... Sigur că da. Nu, de, logic, nu da. Degeaba spune la Biblie ce ești pământul pe care trăiești. Avem zone, România este una și a fost specificată și acum la Istanbul, la Bena, România e una dintre cele mai favorizate țări, conține aproape 40 din cele 60 de elemente ale tabloului Mendeleev care intră în sistemul enzimatic al organismului uman. Și deci ceea ce spune Madame Cutler aici cu o brăznicie, când am citit-o eu prima dată, ea este acum este vicepreședintele Academiei de Științe Medicale din New York și scrie următoarea chestie. În 40-45 de ani, când vom stăpâni enzimele și modul cum funcționează organismul uman și sinergismul acestor substanțe, cantități foarte mici, nu va mai fi nevoie de niciun medicament. Se va întâmpla asta? Se va întâmpla. Fără discuție se va întâmpla. Lumea evoluează atât de rapid în domeniul ăsta că nici nu vă puteți închipui. Aveți în față o altă carte care gândești așa, așa cum mănânci. Ce scrisă de Horvath. Aici veți vedea următoarea chestie. Un test pe care a fost făcut și pe care a fost comunicat acum în completare, în continuare, pe 70.000 de copii din America și care, dacă nu consumă omega-3 și nu consumă absolut deloc în toată treaba asta care sunt grăsimile astea care noi toată ziua avem lozinca aia teribilă. Rele, grăsimi, rele, da. Sarea, zahăr și grăsimile. Rele, adică n-are nicio... Ne amestecăm. E o chestie care este aberantă ce spunem. Da? Asta este ce să discutăm. Ei, dacă nu ai acest lucru și nu ai ce... colesterolul necesar în organism care ne batem cu medicii ca să-l reducă, cele două sunt componentele principale ale învelișului celular. Celulele nu se pot forma. Noi, prin programul apoptic celular, din 7 în 7 ani ne schimbăm. Suntem alți oameni. Celula moare și trebuie să nască. Cantitatea de colesterol din organism niciodată nu trebuie combătută să o faci mai mică, pentru că este calculată de partea aia de creier pe care noi nu o avem, nu o stăpânim, o avem, dar o stăpânește altcineva, și care stabilește din milioanele de celule care mor cât colesterol îți trebuie, cât omega-3 îți trebuie și dacă nu ai să-i dai restul ce îi trebuie, nu poate să le facă. Bă, și asta ce înseamnă? Că trebuie să-mi drămâiesc, să-mi aranjez în așa fel încât exact, totul să mă... Să exact. Asta și încearcă el să coordonez, spună. Să coordonez. Mai mult, cartea este o carte care în momentul de față a pătruns greu la noi și în alte țări, pentru că în momentul când a apărut... E și scumpă probabil și oamenii. Nu numai atâta, dar o cumpără imediat marile trusturi și o ard. De ce? Este o carte care poate la iveală niște treburi, pentru care, în primul rând, eu am cunoscut zeci de medici care, după ce o iau, nu mai ating, dacă citiți... nu se mai ating de alopate. Pentru că dacă citiți aici niște treburi prin care vedeți cum se determină IQ-ul sau fluctuația stărilor emoționale și depresia maniacală care se vindecă numai prin alimentație, ceea ce nu se admite medicina actuală. Nu admite așa ceva. Nu admite medicina actuală că schizofrenia se poate vindeca numai prin medicament. Deși, uite, dacă mi-amintesc, și am discutat asta într-o emisiune, Cristian, o ipoteză nouă, cum că chiar și aceste boli neurocerebrale sunt totuși cauzate de întâmplări din sistemul, din traiectul digestiv. Exact. Totul pleacă de aici. Totul pleacă de la digestie. Va apărea cât de curând acum, este în apariție, tot de același autor cu încă 11 academicieni americani, nu mai spune gândești așa cum mănânci, gândești așa cum digeri. Pentru că uneori este suficient, poți să mănânci bine, să mănânci din toate, dar să nu ai enzimele necesare de digestie, care să le digere. Și atunci...
N-ai făcut nimic. Trebuie să anunț că o să facem în Știință și Tehnică, apropo, în ultimul număr e prezentat Hofigalul, o să facem o discuție despre biom, se numește. Am încercat să văd ce este. Nu, vorba despre bacteriile, că e cu totul altceva decât despre dumneavoastră. Familie, deci este vorba bacterii, despre sistemul niște care enzime, este. Este vorba despre niște bacterii care trăiesc în sistemul nostru digestiv, care în unele dintre ele, absența sau prezența lor în exces, pot determina anumite tulburări psihice. Este vorba despre studii științifice. Nu știu cine e Halford acesta. În ce editor a apărut inițial cartea? Știți care e treaba? Eu am încredere în general în studiile științifice publicate în reviste de știință. Numai în reviste de știință sunt toate publicate. Nu, să văd editura inițială. Vedeți editurile în care au fost publicate, sunt chiar aveți și pe spate, pe copertă. Numai în edituri științifice și pentru treaba asta a primit premiul a vreo 6-7 academii de științe pentru cercetările făcute, pentru că nu le-a făcut numai el, sunt făcute cu o grupă întreagă de cercetători. Piatcus Books. Nu cunosc editura asta ca fiind editura științifică. Da. Haideți să revenim la asta. Asta spuneți alopatia care a explodat de 100 de ani, nu de mai mult, nu? Și a prelungit durata de viață, a prelungit viața mea de pe această planetă. Da. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Antibiotice. Numai antibiotice, și vaccinurile. Sunt multe lucruri care viața. Dacă vreți să discutăm despre vaccinuri într-o zi, vă aduc cartea ca să vedeți scrisă de lui Bruve. Variola n-a fost eradicată prin vaccinuri. Sigur, poliomielita n-a fost aproape eradicată prin vaccinuri. Sigur că da. Aceasta este antiștiință pură. Eu sunt pură. De acord cu dumneavoastră. E antiștiință pură. Păi, și atunci ce facem? Că asta facem, de exemplu, vreau să vă spun. Nu, n-ați înțeles. Chiar vaccinurile au eradicat variola. Chiar vaccinurile au redus numărul de cazuri de poliomielită. Eu vă întreb următoarea treabă dumneavoastră. V-ați spus cineva vreodată ce conține un vaccin? Dar citesc studiile științifice. Și ce scrie? Ce conține? Ați văzut că el conține mercur și aluminiu? Și ce dacă? Cum și ce dacă? V-ați uitat la ce cantități? V-am văzut? Știți, după cantitățile respective de vaccin și de aluminiu și mercur sunt suficiente ca să scadă gradul IQ cu cel puțin 3 nivele? Uitați, intrați pe National Academy Press, deci Academia de Științe a Statelor Unite. Da. Nu tot soiul de academii înființate peste noapte. Chiar de curând, uite, o conduce această cu coană. De deci aveți încredere în această academie? Sigur că da. Intrați pe National Academy Press, tocmai s-a publicat un studiu, 900 de pagini, despre efectele adverse ale vaccinurilor, în care nu veți găsi nimic din ceea ce afirmați dumneavoastră. Bun, e regulă. Plus, haideți să ne întoarcem acum la câteva din plantele pe care le aveți acolo. Acolo sunt niște plante la întâmplare. Luate la întâmplare. Puteți să putem imagina. Da. Este greu de conceput că pe o planetă în care viața este efectiv un efect al evoluției materiei, să încercăm Homo sapiens să ne desprindem din viață. Eu, prima vizită, de fapt, pe dumneavoastră v-am cunoscut, cred că cu 4 decenii în urmă, da. Fusesem la planta Vorel, făcusem o vizită acolo, îmi povestiseră întâmplările vechi de 100 de ani din cum se întâmpla acolo și acolo am aflat ceva uluitor, 91% din speciile de plante ale Europei se găsesc în România. Așa este. Deci spunea un neamț care pe vremuri a fost cu ideea hai să facem planta Vorelul și care a mers de altfel să întrebe babele prin sate cam ce dați voi, îmi spunea, domnule, pe aici la voi sunt munții plini de aur. Haideți să ne oprim aici pentru un promo și să revenim la discuția cu planta. Imaginația copiilor poate schimba lumea. Cu telecomanda Techi, ei își vor găsi inspirația în documentare fascinante și în cele mai amuzante desene animate. Techi, inovația pentru copii.
să fiu avocat. O să fiu arhitect. O să fiu jurnalist. O să fiu economist. Într-o zi o să ajung în vârf. Te așteaptă o universitate acreditată, cu profesori de excepție și condiții moderne de studiu la taxe avantajoase. Tu unde o să te înscrii? Înscrie-te la Universitatea Spiru Haret. Pentru succes! Dacă te-ai hotărât ce vrei să faci în viață și ai ales una dintre cele 24 de facultăți ale Universității Spiru Haret, iată ce trebuie pentru a te înscrie. În primul rând, este bine să consulți site-ul universității, mai exact www.spiruharet.ro, pentru informații cât mai detaliate. Apoi trebuie să te prezinți la unul din sediile noastre din București, Brașov, Blaj, Câmpul Mușel, Râmnicu Vâlcea, Craiova sau Constanța. Acolo trebuie să ai următoarele documente: diplomă de bacalaureat în original sau adeverință eliberată de liceu în original pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2012. Copie după foaia matriculă. Certificatul de naștere în copie. Adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie. Copie după carta de identitate. 3 fotografii tip buletin de identitate. Dacă este cazul, certificatul de căsătorie în copie. Un dosar plic. Taxa de înscriere la admitere este de 100 de lei. Pentru alte detalii, accesează site-ul admitere.spiruharet.ro. Te așteptăm să ni te alături! Din cauza dreptului de autor. Forum IT, o emisiune mozaic, o emisiune dezbatere. În ea veți reuși să aflați despre hardware, software, educație, tot ceea ce vă interesează atunci când vă gândiți, alături de familie sau de prieteni, să achiziționați un sistem. Pentru dumneavoastră sau poate pentru locul în care lucrați. În fiecare sâmbătă de la 18:30. Forum IT. Votează legal. Mita și votul ilegal înseamnă închisoare. Sesizează încălcarea legii, sună la 112. O campanie de informare organizată de Ministerul Administrației și Internelor. Oprim aici pentru un promo și să revenim la discuția cu Planta Borel. Îmi trebuie o imagine așa ca să am... Da, ține minte asta. Vorbeam despre Planta Borel. I-ați cunoscut, nu? Pe cei da, de acolo? Cum să da. Cunosc foarte bine. Am și colaborat mulți ani în urmă, când au început și ei și eu. Eu când am început în 90, mi se spunea puțin tel, eu lucrasem în cercetare, în Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice și eram convins de cercetare. Am dat cu pălăria în sus de nu știu câte ori, de când am derivat, obținut derivații de tetrahidronaftalină și respectiv de creatine asimetrice împotriva cancerului și am zis că gata, am descoperit. Așa, am văzut când tumori care aveau 6 cm ajunseseră în 3 luni pe șobolani, ajunseseră la 1 cm și când am văzut că sunt izolate și că pot fi operate. Așa, dar când ne-am desumflat în momentul când am început să controlăm celelalte organe, ce se întâmplă cu ele. Efectele secundare, secundare erau dezastroase și ne-am desumflat total. Deci, în domeniul ăsta, eu am fost unul dintre sinteziștii și am și brevete ale mele, destule de brevete care le am. Unul dintre brevetele făcut la vremea respectivă, care am avut cu el un succes, transformarea formei mangano-manganoase în bioxid de mangan și formarea sărilor manganice care aveau o biodisponibilitate în organism. Eram, credeam în toată treaba asta ca noi. Ei, după ce m-am desumflat de mai multe ori și pot să pun mâna pe inimă că am avut atunci un profesor cu totul deosebit care se chema profesorul Cuiban, de o modestie fantastică, era farmacist, era doctor și inginer chimist, cu medic, cu doctoratele luate în toate, a fost și consilierul tovarăș și n-a reușit nimeni să-l facă membru de partid. Mic, el știa treaba lui cu știința și am lucrat împreună cu dânsul și ne-am dat seama, a avut o influență asupra noastră deosebit de mare, că orice modificare a substanțelor din natură
nu poate organismul uman să le preia și să le utilizeze. Nu se sincronizează. Nu se sincronizează. Ba mai mult, de exemplu, am lucrat și am și brevet în vitamina C. Vitamina C naturală, în momentul de față, care are forma levo și într-un anumit mod de structură din punct de vedere și chiar din punct de vedere al unghiurilor de legătură între oxidil și hidrogen și carbon, care sunt pe verticală, care sunt... Organismul uman are nevoie de maximum 40-50 de miligrame de vitamina C de sinteză, care nu poți să realizezi forma L pură, de sinteză ai nevoie de 3 până la 5 grame ca să poți să ai un sistem imunitar. Și așa mai departe, se poate vorbi despre, vorbeam înainte despre silimarină și oricare, vrei să-i cumpăr. Uite, mi-am amintesc că am văzut acid acetil salicilic. Da. A, făcut în... Pare rău că n-am adus cărticica care... să vedeți, da? Acum cu acidul acetil salicilic. Acum la acidul acetil salicilic, când s-a descoperit aspirina, eu am fost unul dintre adepți, am văzut foarte clar. Și cum distruge mult timp nu s-a știut ce face. Nu știe, se știa că toate inflamațiile le vindecă. Dar de ce? Era, la vremea aia nu se știa de ce. Pe urmă s-a vedit că există o enzimă în organism, care este ciclooxigenaza, care este cea care întreține aceste inflamații. Și vitamina C distrugea această enzimă. Și atunci te făceai bine. Dar a apărut darul mai târziu. Că vă aduceți aminte, cu ani în urmă, aspirina era de 500 de miligrame. Am făcut-o de 400, de 300, de 250, de 100. Acum avem de 75 și cu minciuna cu asimilare înceată, care e o minciună ordinară, nu mai pune să mai discut. Ei, această aspirină, deci, distrugea ciclooxigenaza, dar ea, în același timp, distrugea prostaglandinele, care sunt și ele au activitatea inflamatorie. Dar activitatea inflamatorie este necesară ca să funcționeze, pentru că face să crească circulația în organul respectiv și așa mai departe. Ei, acum când s-a dovedit că distruge acest lucru, ne-am întors din nou în natură și am văzut că cu 3000 de ani înainte de Hristos, egiptenii foloseau coaja de salcie și care era pulberea respectivă făcută la râșnița respectivă, buzunarul fiecărui soldat care pleca la luptă, era înțepat de suriță sau de ceva, pac, trântea cu ea acolo. Și nu era acolo. Ce era? Coaja de salcie și încă alte componente care am făcut, care le-am luat noi și le-am făcut împreună și mai găsim mai multe plante, au în ele salicilolul, care este precursorul acidului salicilic, care cu o enzimă se transformă în acid acetilosalicilic, dar se transformă... Deci lucrez numai eu, dinăuntru meu. Dinăuntru meu. Se transformă numai atât cât am eu nevoie. Și cu asta basta și acidul acetilosalicilic își face datoria. Este o inteligență a organismului? A naturii. Da? A naturii. Este, este, dozele, este programul, cum spun eu, a proiectantului general în toată treaba, este toată chestiunea. Nu poți astăzi să fii om de știință și să accepti că nu știu ce și să cunoști toate treburile astea, să nu-ți dai seama că absolut nimic nu este independent. A apărut medicina vibrațională în momentul de față. Sau, desigur, ținut în America cel mai mare detector de minciuni cu ajutorul plantelor, care nu pot să mintă sub nicio formă. Ei, sunt păreri că dacă nu m-aș sunt, părere, sunt făcute. Nu, dar la altceva vreau să vorbeam, da, mai înainte de solul în care crește planta. Solul în care crește planta și la noi. Vorbim de cătina albă. Adesea ați lucrat cu ea. L-am cunoscut pe Ion Brad, am fost amândoi prieteni cu el, și care lupta pentru o farmacie într-o singură plantă. Vedeți? Apoi a apărut doctorul Cireș la Iași, care își făcuse plantație la la Facultatea de Horticultură și nu erau la fel, n-aveau aceeași. Vedeți, asta este o plantă cu totul de altfel, așa cum spunea Brad, care are și o carte, îmi pare rău că n-am, o carte care eu țin foarte mult și o citesc, că scrisă cu Fisa, O farmacie într-o plantă. Asta era, așa zicea. E cartea lui. Eu eram director la Biofarm la vârsta de 28 de ani când el a venit cu această invenție și m-a determinat să ne ducem așa la tovarășa și să-i explicăm ce înseamnă treaba asta. Când vă auzi, când m-am dus la tovarășa. Da, 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 păi ne-am dus amândoi. Și el a făcut o greșeală imensă atunci. Convins de ce spune,
pe bază de date, pe tot spune tovarășa, dacă noi vom exploata această plantă, cătina, în România, pavăm România cu aur. Ea se uită așa, se uită și la mine care, așa, eu, cum e, chiar așa e, zic da. Și zic, are dreptate, se obțin niște treburi deosebite, această plantă merge rădăcina prin stâncă și prin orice până la 22 de metri adâncime. Pe rădăcina ei cresc niște bacterii care descompun mineralele și pot să transforme mineralele, aproape toate mineralele, până la 60 de minerale care sunt necesare sistemului, în substanțe organice pe care le absoarbe planta, pe care le găsești în frunză, prin care la cât în momentul de față cercetările merg atât de departe încât Rusia, China și acum și America au institute naționale numai de cătină. Cercetează numai cătină. Și vreau să vă spun atât, că această plantă este referință mondială calitatea de la noi, datorită solului. Pentru că ea extrage toate aceste produse. De la ea nu se aruncă nimic. Începând de la frunguriță. Mai ales pe soluri care au hidrocarburi pe undeva, există gaz, asta șisturi. Este. Vedeți, e foarte interesant pentru că mult după aceea a fost folosită ca plantă indicatoare pentru scopul ăsta, da, mai mult decât pentru rest. Era mai interesant. Ei, această cătină este la ora actuală, de exemplu, frunza de 7-10 zile conține în ea melatonină și serotonină. Dar vedeți ce frumos, de 7-10 zile, nu altfel. Nu altfel. Se transformă în altceva. Ceea ce mi se pare firesc. Se transformă în altceva, în alte substanțe. Melatonină și serotonină ce face? Unge sinapsele cerebrale. Te face ca să poți să înțelegi mult mai ușor. E cum să spunem popor, ce i-a căzut fisa mai repede astfel. Adică sunt niște chestiuni. Coaja, scoarța respectivă, conține o serie întreagă de substanțe cu activitate enzimatică. Eu prelucrarea cătinei o fac, și asta e problema cea mai grea, la temperaturi care nu depășesc temperatura de 40 de grade. Din bob, cum faceți noi? Nu. Toate se usucă, sistemul meu de uscare este cu, mă rog, e conceput de noi, este, mă rog, de mai departe, prin baterii solare scoatem cu dezumificatoare aerul, din aer, umiditatea, coborâm cu psi higroscopic sub 30% și cu ele venim pe planta pusă, fie el că e fructul, fie că e frunza, fie că e planta pusă pe rafturi. Vine aerul de jos, care e cu umiditatea scăzută, absoarbe umiditatea, fără să depășim temperatura, da, și totul se produce ca să păstrezi enzimele. Are peste 800 de enzime determinate. Am participat acum 3 ani de zile la Petersburg, la un congres de pentru așa ceva al cătinei, și vreau să spun, peste 800 de enzime la diferite organe care acționează și sunt naturale, enzimele naturale. Este și o carte a unui rus pe care este scrisă de Academia Rusă și în domeniul ăsta sunt foarte avansați. Au și de unde în Siberia cresc multe. Eu trebuie să vă spun că m-am întâlnit cu cătina și cam în aceeași perioadă în care l-am cunoscut pe profesor Brat și pe doctorul Manea, și am făcut 3 experiențe. Una la fratele meu, era ars pe braț, a dat cu uleiul în care profesorul Brad mai adăuga niște microelemente. Da. Le da. Și în câteva zile efectiv i-a trecut asta. Al doilea, m-am dus la Universitatea Craiova, care era mare vogă atunci, și i-am convins și m-au crezut și mult timp au făcut un fel de tratament. De fapt, nu un tratament, ci au făcut un adaos alimentar la ce făceau ei. Și în plus am ghizit-o eu. De câte ori stau de vorbă cu oameni de creație, cum e domnul Manea, cu oricine, pun și degetul în invenție, în creație. Așa că am băut produsul de cătină și trebuie să spun că n-am dormit o săptămână. Dar nu mi-a fost somn. Nu v-a fost. Eram în picioare, bine mersi, cu o săptămână. Oricât, puteți munci oricât. Cătina nu se consumă după ora 18. Este foarte clar uleiul de cătină. Are în el aproape toate componentele necesare sistemului nostru imunitar. Farmacie într-o plantă. Cum? Are beta-carotenii, toți alfa, beta, gamma, inclusiv licopenul,
pentru organismul uman, care se transformă în vitamine A, ceea ce trebuie. Are vitamina E într-o cantitate suficient de mare și într-un raport... Dar tot infinitezimal, până la urmă, dacă e socotit. Da, bineînțeles că da. Și cel mai important lucru care îl are este o treabă foarte importantă. Raportul între potasiu și sodiu este singura plantă în care potasiu este de 30 de ori mai mare decât sodiu. Pentru că acum se cunoaște de ce este foarte important treaba asta. Potasiu este cel care acționează în toate reacțiile chimice din interiorul celulei. Sunt pompele acelea de potasiu, exact, între celule. Deci în interiorul celulei, iar sodiu în exteriorul celulei. Din cauza asta, de exemplu, astăzi e foarte greu să-i spui cuiva și să te înțeleagă că în miliardele de celule care sunt într-un organism uman sunt 30.000 de reacții chimice pe minut. Și să înțeleagă... Ce pe lumea să înțeleagă, să știți asta, nu? Da, dar vreau să spun că e o chestiune. Ei bine, cătina are un rol cu totul deosebit în care și aceste substanțe. Este cea mai mare consumatoare de radicali liberi. Și asta este, nu e spusă de Brad acum, da, pe vremea aia când a spus el săracul toată treaba asta. Dacă am luat lumea de așa, nu existau așa ceva, nu se cunoșteau rolul radicalilor liberi, cum se formau și așa mai departe. Acum se cunoaște foarte bine. Legat de treaba asta vreau să vă spun o chestiune care a venit acum acolo. Deci, la Bena. De exemplu, pădurarii trăiesc în păduri, da? Și trăiesc unde? În oxigenul, ozon. Ar trebui ca pădurarul să aibă o viață lungă, frumoasă, și așa mai departe. Și este puțin peste a medicului. Sunt cei categoriile cu cea mai scurtă viață, medicii și pădurarii. Medicii pentru că vin în contact întotdeauna cu... Și preiau rău stresul respectiv, fără să vrea el, partea de subconștient. Că noi conștientizăm cu cât din creier? Cu 5-7% maxim. Nu, e 100%. Cu tot creierul. Cu tot creierul, sigur. La. Aduc dovezile științifice ca atare. Bun, fiți ca dumneavoastră, dar eu... Partea inconștientă... Îți dau un exemplu, partea inconștientă e cea care creierul comandă... Creierul funcționează 100%. Nu există vreun neuron care să odihnească. Partea conștientă... Atunci explicați-mi și mie cum este posibil să existe un om în moarte clinică un an sau doi să trăiască fără creier. Explicați-mi cum trăiește fără creier. Nu. Pe un om în moarte clinică, creierul lui nu mai funcționează. Deci dacă vreți, vă detaliez subiectul. De unde știm că funcționează creierul întregi? Există metode prin care se poate analiza funcționarea fiecărui neuron. De pildă, lăsați... Una e neuronul și alta e ce vorbesc. Ah, da, bun. Deci creierul nu e făcut din neuron, să înțeleg. Da, e format, dar are... Nu știu care e problema. Nu, spuneți-mi... Deci există metode părțile creierului funcționează asta. Nu, deci funcționează tot. Deci nu s-a identificat vreun neuron care să se odihnească vreo vreme. El funcționează 100% tot. În moarte clinică în 2 mași. În moarte clinică, deci nu... Moarte clinică. În America s-au ținut 4 sau 5 oameni care au trăit fără... Nu cred că moarte clinică, cât comă. Nu, moarte clinică declarată. Deci dacă e moarte clinică, îl băga la coșug. Nu l-a băgat la coșug. Deci moartea clinică... Legea obligă să țină o secundă. Moarte clinică nu ai nici semnal cerebral. Domnul, au fost și sunt experimente, sunt ale Academiei de Științe Medicale din America, prin care s-au arătat că în momentul de față, ceea ce știam noi, că totul se conduce numai de aici, acum există centri de creier, de conducere care se conduc de aici, dar care sunt, conduc organele în parte. Pe inimă există o baterie de neuroni, ca să zic așa, deci un mic creier al inimii și ne spunea profesorul Popescu, când a fost aici, nu? Că a găsit și pe organele interne și de-a lungul intestinului neuroni care erau... Exact. Exact, da. Sunt de-a lungul intestinului și sunt au roluri de coordonare zonală și sunt tocmai asta și pentru mine a fost o surpriză când am văzut treaba asta, cum poate un om să trăiască organismul lui, să digere, să primească, să circule sângele, să fie alimentat, să se ia probe din ficat, să se ia probe din diferite organe, el fiind în moarte clinică de o perioadă lungă de timp și aceste organe să-și facă datoria mai departe. Încă suntem în... Suntem încă în cercetări și avem foarte multe lucruri de învățat. Dar un lucru este cert,
că noi suntem făcuți de așa natură și suntem o componentă a piramidei naturale și suntem în această componentă, iar medicina vibrațională, care e ultimul răgnet al științei în momentul de față, ne arată cât de legați suntem noi de natură și natura de noi. Și nu numai asta. Poate că să spunem o tehnologie încă prea tare, poate înainte de vreme. Dar faptul că suntem partea naturii și că pășind sincron cu ea, mergem. Exact. Expresia noastră este perfectă. Da? Pășim sincron. Tocmai asta ne obligă să ne gândim la faptul că țâșnind prea tare, 7 miliarde într-un moment de evoluție în care e absolut împotriva ordinii firești, schimbă lucrurile. Complet schimbă lucrurile. Este pe ce se bazează și pe ce se discuta la ora actuală. Exemplu, puneți pe cineva acum să explice de ce sub un nuc în momentul de față nu crește pirul și nu crește troscotul. Păi emisiile din frunzei de nuc, nu? Cu ce sunt? Și sunt otrăvitoare pentru a schimba atmosfera. Fiecare, ca să mă înțelegeți mai bine, am să vorbesc altceva. Despre știința nouă, care la noi nici nu se predă, nici nu se cunoaște, gemoterapia. Nu. Ce este gemoterapia? Este programul genetic de dezvoltare a plantei. Pornind de la sămânță, începe să apară. Eu am avut pe treaba asta, am făcut un produs acum de la gemoterapie, de la o observație a unui medic veterinar, care îmi spune următorul, măi, fănică, tată, eram cu Adrian Păunescu acum vreo 10 ani în urmă la noi acolo, așa, în zona noastră, ce, te aud la televizor, te văd, dar eu nu înțeleg, mă, tată, tratăm sămânța ca să nu o mănânce viermi, tratăm toată chestia, totul e în regulă, dar ce, când a dat colțul la porumb sau la grâu și a crescut peste un centimetru, nici măcar furnica roșie nu se mai atinge de ea. De ce, măi? Se apără. Se apără, dar cum se apără? Cu ce? Acest lucru este treaba care a apărut și o rezolvă această știință nouă, gemoterapia. Când îi spune acum unui medic sau cuiva că organismul uman are în organele lui componente din plante identice în diferite organe, se uită la tine ca la fel. Nu, genetic este stabilit asta. E stabilit. Dar atunci explic. Eu vă dau un exemplu care din antichitate este cunoscut. Flebitele. Se tratau de către babe, luând 4-5 castane, se țineau într-un pahar cu apă 2-3 zile până începea să dea germenele, se spărgea și venea pe zona neagră și unde nu circula și după o săptămână de zile începea aia să se decoloreze, să întâmple. Ca să fiu scurt, astăzi s-a dovedit foarte clar și mai niciun fel de tăgadă că la un stadiu de dezvoltare a acestor celule din germenii respectivi, adică în programul genetic de dezvoltare, celula este identică cu cea din vena sau din vasul meu de sânge. Și o poate înlocui foarte bine. Hai să spunem, nu identică, dar e capabilă de empatie. Puțin așa o judecă. Putem să-i spunem și de empatie. Aici este o chestie pe care, mă rog, aici putem să discutăm într-o zi, poate mai mult, că suntem cu domnul profesor Pop de Popa, cunoașteți foarte bine programul acela. Și asta e foarte estimabil, că la dumneavoastră vin oameni de rang de tipul, nu, da, de acum, puterea de exemplu, lui Pop de Popa și da, aveți mulți medici. Da, avem și oameni cu care lucrăm, colaborăm. De exemplu, noi am făcut acum un produs, tot vorbim legat de albine, din larva de albină, un produs care se cheamă, chiar așa am zis eu, care înainte profesorul era Pilar Nilu, de care îl cunoașteți, da? Eu am făcut următorul lucru. N-am mai mers cu larva de albine nici să-i fac atomizare, nici să-i fac liofilizare, pentru că și într-un caz și în altul distrugeam enzimele care sunt extraordinare în el și sunt foarte multe comune cu ale organismului. Așa, moment de evoluție și moment de evoluție apar. În ziua a șaptea și a opta, deci înainte de a începe să apară dezvoltarea sistemului de rezistență, se numește scheletul, cum ar apări mustățile, aripile și așa mai departe, în ziua aia, larva respectivă conține celule empatibile, cum spuneți dumneavoastră, posibile oricând, care sunt de fapt celule stem.
și organismul le bagi în tine și în organism poate să intre oriunde organismul are nevoie. Asta e o teorie foarte interesantă. Ce spuneți acum e, te face să te gândești că natura în evoluția ei își prezintă, își deschide flancul ca tu să vezi într-o parte, în altă parte, în altă parte și dacă te duci să iei de acolo, te adaptezi și te duci mai departe. A apărut acum de curând opera lui Eminescu, 11 volume și mai departe. Eu sunt un îndrăgostit, vedeți că și pe... Eugen Simion să trăiască, lui să-i mulțumim că el a scos... Eu vedeți că acolo scrie Natura nu minte niciodată, de Eminescu, asta este la care am luat-o și asta a fost cauza pentru care opera filozofică a lui Eminescu n-a fost publicată, pentru că îmi scria jos un singur lucru, scria Natura egal Dumnezeu. Și de aici a murit tot și comunismul nu s-a putut face să se arate. Dacă citim opera, sunt poezia că an luminii, au trebuit luminii ca să ajungă și treburi de genul ăsta, dar dacă citim operele lui Eminescu și citim chestii de genul pe care le găsiți, natura are soluții la toate. Mm-hmm. Și mai spune punct. Cercetează-o, controlează-o, compară-o, aplică-o și vei găsi ori leacul la orice boală. Deci, iată că un om la vremea respectivă gândea atât de complex cum se va întâmpla peste un 30, 40, 50 de ani de acum înainte. Eu cred că apar genii din ăștia la diverse etape ale istoriei, Galenius sau în antichitate, erau oameni care observau. Observând, încercau să aplice. La un moment dat, ce s-a întâmplat? Inginerii, că de fapt sunteți inginer chimist. Vin și spun, știm noi mai bine, ia dă-ne, lasă-ne cu mașinările noastre, facem sinteză, scoatem în și știm, suntem mai deștepți ca voi. Știți, am avut noroc cu șansa să lucrez și am lucrat o perioadă de timp, am fost asistent și conferențial la Marlene Nițescu și am lucrat în învățământ cu dânsul și mă rog, știți că el de două ori trebuia să ia premiul Nobel și l-au suflat alții de sub nas, pentru că la vremea respectivă noi nu știam să păstrăm un secret, ca și astăzi de altfel, avem cea mai proastă lege de brevetare, ești obligat să descrii tot. Eu am o grămadă de brevete care mi-au fost copiate de afară imediat. Am două sau trei dintre ele care nu le-am brevetat niciodată. Și pe care și pe care mă întreabă odată cineva, dar de ce? De exemplu, vă spun o treabă simplă de tot. Eu extracție fac extracție pulsatorie. Și la mine extracția dintr-o plantă durează 4 ore. Extracția clasică durează 72 de ore. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că eu obțin produsele într-un timp extrem de scurt. Ce înseamnă pulsatoriu? Acest pulsatoriu sunt niște treburi de genul ăsta prin care faci ca lichidul să se miște în permanență și să nu aștepți să dai o dinamică, o dinamică statică pe care o dinamică dinamică care să-mi creeze canale prin care să duc și așa mai departe și rămân zone ca atare. Toată masa de extracție intră într-un sistem pulsatoriu și acest timp de extracție e foarte mic. Și mai am încă o treabă prin această treabă. La uleiuri volatile, de exemplu, sunt de departe cel mai bun în lume. Luați-o cum vreți, falsă modestie. Adică, dacă Inverno de la Befa, căutați, intrați pe net și vedeți, se laudă cu extracții de componente la uleiurile volatile de 48-58%, eu mă laud cu 88-94%. Și aici este iarăși o treabă pe care, de data asta, vin rușii. O plantă și un principiu activ, o substanță, este cu atât mai aproape, mai activă, cu cât ai reușit să o faci mai naturală și să scoți toate componentele aproape de respective. Aproape de natură. Trebuie să vă spun că eu am fost de câteva ori la Hofigal, am văzut tot ce acolo, invit pe oricine să ducă să vadă și o să aibă o părere foarte bună. Ne cunoaștem multă vreme. Produsul natural au făcut și alții demonstrații. Ilieșiu, prietenul nostru, a trăit până la 90 de ani. 90 de ani, dar el a... Mâncând miere. Da, el a mâncând miere, pentru că mierea este unul din produsele care are exact ce spune Madame Cutler,
aproape toate enzimele naturale aduse de albina în organismul tău prin miere. Dar, bineînțeles, miere corectă, nu falsificată. Și să vă spun că prietenul meu, Ștefan Manea, este la serviciu în fiecare dimineață, deci de dimineață, că stă acolo până seara, că ar putea să retragă liniște care din ce să-și trăiască. Nu vă întreb câți ani aveți? Bă, pot să spun tare, că am împlinit de curând, de peste o lună de zile, am împlinit 75. 75, așa că mulți înainte și vă garantez că și peste 10 ani o să-l vedeți la serviciu la Hofigal. O zi bună vă doresc!